Să ne ajute Domnul să ajungem cu El o veșnicie întreagă. Dorim să ne ridicăm în picioare, să citim un cuvânt din Luca, capitolul 13, de la versetul 10. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o, Iisus a chemat-o și a zis: femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și-a întins mâinile peste ea și îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii s-a mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului. A luat cuvântul și a zis norodului: sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Fățarnicilor, i-a răspuns Domnul, oare în ziua sabatului nu își leagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și îl duce și-l adapă? Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avram și pe care satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii lui au rămas rușinați. Și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el. Amin. Se pot ocupa locurile. Dragii mei, Biblia spune că de la Ioan Botezătorul împărăția cerurilor se ia cu năvală. Și cei ce dau năvală pun mâna pe împărăție. Împărăția cerurilor nu vine în așa fel încât să izbească privirile. Nu se va zice, uite, ei s-au uitat acolo. Căci împărăția cerurilor este înăuntru vostru, împărăția cerurilor nu-i mâncare și băutură, ci neprienire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Domnul Iisus se ruga în Luca, în capitolul 13 și în Matei: Tată, Doamne al cerului și al pământului, te laud, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște pe Fiul în afară de Tatăl. Și nimeni nu cunoaște pe Tatăl în afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. El ne-l descoperă pe Tatăl dacă ne facem copii, prunci, le-ai descoperit pruncilor. Aia înseamnă smerenie, să ne smerim și atunci, sigur, vom avea pe parte de această lumină, de această călăuzire pe care Domnul o are pentru noi. Știți, când a intrat în casa lui Cornelie și a zis Petru printre altele: văd că Dumnezeu este nepărtinitor și că în orice neam cine se teme de El și lucrează neprienirea este primit de El. Dumnezeu este un Dumnezeu nepărtinitor. Dar în același timp El ne cercetează și în seara aceasta mă gândeam o părtășie frumoasă rugăciuni care au fost înălțate. Dar dacă noi din toată inima facem acest lucru, Domnul, să știți că le vede, El e prezent aici. El cercetează, ia aminte la gândurile noastre. Biblia spune printre altele, vedeți, dacă noi suntem casa lui Dumnezeu, casa lui noi suntem, zice Biblia în același timp, că judecata lui Dumnezeu, zice, începe de la casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi. Și dacă cel neprienit scapă cu greu, ce va face cel nelegiuit și cel păcătos? Încă în dreptul lumii, Domnul nu și-a spus cuvântul, vine vremea când își va spune cuvântul. Domnul este cel ce se concentrează și focalizează în mod special în dreptul bisericii lui. Protecție, ocrotire, creștere spirituală. Dar creșterea aceasta spirituală nu înseamnă că toate lucrurile ne merg strună, bine. Domnul este Cel ce ne modelează caracterul, are în vedere omul spiritual, în mod special. De aceea spune Biblia, până vom ajunge toți la statura plinătății lui Hristos, la starea de oameni mari, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. La ora actuală, foarte multe învățături. Se poate oricum, mai să vii așa câteodată la casa Domnului și totul este în ordine. Domnul Iisus nu ne spune așa ceva, zice să nu ne lăsăm înșelați, să nu ne lăsăm înșelați.
Foarte important să rămânem numai la cuvânt și totul conform cuvântului pe care Dumnezeu îl are pentru noi. Ce frumos în seara aceasta ne vorbește Biblia de o femeie care era gârbovă, îndoită în două, aia înseamnă gârbovă, bolnavă de 18 ani. Dar ceea ce mă uimește că femeia aceasta a venit la casa Domnului. Și a existat o zi, un moment în care Domnul a cercetat-o și a adus vindecare. Și a rămas aici ca un exemplu și o pildă grăitoare pe paginile Bibliei. Dacă nu era vindecată, ea continua să vină înaintea, în casa lui Dumnezeu, la sinagogă, să se închine Domnului, să asculte cuvântul. Ea nu a știut că atunci va fi momentul în care Domnul se va atinge, va lucra și o va binecuvânta. Aș vrea înainte de toate să mă opresc la câteva principii și să nu le uităm. În primul rând, nu lipsi de la părtășie. Chiar dacă ești, atunci sigur, dacă ești la orizontală, bolnav într-un pat și nu mai poți, e altceva. Dar altfel caută să fii la părtășie. Aici se prezintă Domnul. La ora actuală există această tendință de a urmări programele care sunt în casa Domnului. Vreau să vă spun că nu ne promite Domnul că acolo unde noi urmărim programele, Domnul e cu noi. El promite că aici este Domnul, unde copiii lui Dumnezeu se adună. Unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, El promite că este prezent. Și nu ne îndoim că ăsta e adevărul lui Dumnezeu. Nu lipsi de la părtășie. Știți că și Toma o lipsit. O lipsit de la părtășie. Ceilalți au fost prezenți. Domnul s-a descoperit. Și când i-a spus lui Toma, Toma a spus, nu voi crede, dacă nu voi vedea, dacă nu voi pune mâinile mele și așa mai departe. Sigur, Toma a spus-o mai mult și ca o provocare, că un al doilea lucru, nu fi provocator. Toma a vrut, o provocat într-un fel, dorea, sigur, a fost gelos, a suferit când a auzit. Ceilalți l-au văzut pe Domnul. Ce interesant, spune acolo în Psalmul 1, ferice de omul care nu se duce pe calea celor răi, nu se duce la sfatul celor, pe scaunul celor batjocoritori și nu se oprește pe calea celor păcătoși. Asta înseamnă a nu face răul. A nu face răul nu e o virtute, ci în continuare spune Biblia, continuă partea a doua, ci zi și noapte cugetă la legea lui. Zi și noapte cugetă la legea lui. Un astfel de om care dorește, îl dorește pe Dumnezeu mai mult ca orice. Că de aia spune Biblia, pe Dumnezeu, cine iubește tată, mamă, frate, soră, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. În altă parte, în Evanghelia după Luca, cine nu urăște, că trebuie să urâm pe tată, pe mamă și așa mai departe. Dar sigur, Biblia ne clarifică, nu avem voie să urâm, cum? Nici pe cei din afară. Tata, mama, trebuie să iubim, dar nu mai mult decât pe Domnul. De aia spune Biblia, pe prim plan trebuie să fie El. Cine nu îngrijește de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Noi trebuie să iubim pe cei din casă, dar nu pe prim plan. Nu în primul rând pe ei, mai mult ca orice, în primul rând pe Domnul. Păi ce înseamnă asta? Asta înseamnă zilnic să-L caut pe El. Înseamnă zilnic o apropiere sistematică de El. Dar cum să mă apropii? Cum mă pot apropia de Dumnezeu? Apropiindu-te de cuvânt în fiecare zi. Cine se apropie de cuvânt în fiecare zi, se apropie de Dumnezeu. Cine se apropie de rugăciune în fiecare zi, sigur, și în mod plenar, frumos, aici, în biserică, dar nu numai aici, în cămăruță. Spune Domnului tău în ascuns și Dumnezeu care, Dumnezeul tău care este și vede în ascuns, îți va răsplăti. Ce frumos! Tot timpul apropiere constantă, periodică de Domnul. Și apoi, o apropiere de Dumnezeu este la părtășie, când e părtășie. Frații se adună, noi suntem mădulare, dragii mei. În trupul lui Hristos, prin mădularele, nu, niciun mădular care este real din trup nu face opinie separată. Când vedeți o persoană care face opinie separată și vrea altceva, să știți că e un semn de întrebare dacă este un mădular în trup. Un mădular, păi niciodată degetul nu va spune celuilalt deget. N-am nevoie de tine, gura și așa mai departe. Toate împreună, dacă unul suferă, e o alertă generală la nivelul mădularelor. Să vină în ajutor, păi asta e legea la nivelul bisericii. Ce unitate, ce lucrare adâncă. Tată Doamne al cerului și al pământului, te lau că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți. Ce frumos când înțelegi cuvântul.
Și când dorești să te apropii, trece timpul, trec anii și nu vei regreta. Să nu uităm, nu lipsi de la părtășie, nu fii provocator, nu fii nemulțumit, dar sunt gârbovă. Alții sunt drepți, alții au sănătate, alții sunt bine, le merge mai bine decât mine. Biblia spune, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. E mai ușor să plângi, eu asta am înțeles, e mai ușor să plângi cu cel ce plânge, cu cel ce are necazuri, celui care îi se întâmplă o nenorocire în familie, e sensibilizat și simți cu el și ești gata să plângi. Dar testul nostru știți care este? Când mă pot verifica, sunt sau nu sunt din trup? Sunt un mădular sănătos și totul în ordine? Atunci când mă bucur cu cei ce se bucură, mă bucur de împlinirea celui de lângă mine, chiar dacă este mai mare. Îi merge bine acestei familii, eu mă bucur că îi merge bine. Mă bucur de copiii lui, că totul în ordine. Ăsta e testul prin care mă pot verifica. Că totul este în ordine și că nu am niciun resentiment în inima și în viața mea. Și Dumnezeu sigur toate le vede. Nu fi nemulțumit, mulțumirea e un mare lucru. Deci cine are o inimă mulțumită are un ospăț necurmat, non-stop, în fiecare zi. Dacă vrei să ai un ospăț necurmat, bucurie, constantă, tot timpul, în viața ta și în casa ta, trebuie să fii un om mulțumit. Ce frumos unde există mulțumire, soț pentru soție, soția pentru soț, părinții pentru copii și copiii pentru părinți. Să crească copii într-o asemenea atmosferă cerească, într-o asemenea familie, unde se vorbește articulat, cuvinte cu greutate, cuvinte echilibrate, cântărite. Ce frumos! Zice, vorbiți între voi, nu tăceți, nu stați cu gura închisă, vorbiți între voi, cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, nu orice să vorbiți, nu vorbe ușoare. Nu știrile, la ora actuală atâtea știri, păi numai știri, 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 bă, nu mă încarc mintea și sufletul meu cu o încărcătură, nu o vrea Domnul și nu-i de la el, Domnul era stăpânul universului. El le știa pe toate și nu a fost interesat de lucrurile noi care se consumau în timpul vieții lui. El era interesat să împlinească planul celui preanalt. Și știți că în final, când o terminat, ce-o zis? Tata, în sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Le-am dat cuvintele tale. Ce cuvinte avem noi pe buzele noastre? Păi dacă avem cuvântul în inimă, din inimă dau cuvânt întotdeauna, n-am altceva. N-am alte știri și nouri care sunt în lumea noastră și care ne vor bulversa în timpul din față. Și am lucruri, am cuvântul întotdeauna. Eu doresc din inimă, Doamne, umple-ne de cuvântul Tău. Să fim mulțumiți în Efeseni, în Coloseni, în Filipeni, în 1 Tesaloniceni și peste tot. Biblia spune de mulțumire. Să avem o inimă mulțumită, să fim mulțumitori. Și mulțumirea înseamnă, pornește din inimă, dragii mei. Dacă nu am în inimă, n-am o inimă mulțumită, nu pot să am în continuare la celelalte sfere, lărgind perimetru și aria. Și de acolo, din inimă, am o inimă mulțumită, totul este în ordine. Mulțumit de soție, mulțumit de soț. Ce frumos, acolo va fi pace și armonie. Frate, zice, îmi spunea, nu de mult cineva, dar așa e în familie, mai sunt stări tensionate și certuri. Unde spune că așa e în familie? Unde scrie în Biblie că așa e în familie? În familie trebuie să fie pace. În familie spune Biblia și noi, trebuie caută pacea și aleargă după ea. Caută-o, pacea se caută. Noi trebuie să fim împlinitori și făcători de pace. Păi iubește Dumnezeu. Ce frumos când copiii cresc într-o asemenea familie. Vor crește și nu vom regreta. Și nu vom veni la frați să-i rugăm. Fraților, rugați-vă pentru copiii mei care ne ascultă și așa mai departe. Sigur, noi ne rugăm. Dar aici este sigur, noi trebuie să învățăm. Care să fie atitudinea noastră? Nu fi apoi necredincios, femeia aceasta gârbovă. A fost credincioasă 18 ani și a venit la casa Domnului, în neputința ei, înconjurată de neputință și imperfecțiune, și totuși a venit la casa Domnului, l-a slujit, l-a înălțat pe cel preanalt. Ce frumos să ai credință, credința e un lucru mare. Totul e cu putință celui ce crede. Credința noastră, însă vreau să vă spun că ea trebuie să fie un crescendo.
Ea trebuie să crească tot timpul până va ajunge la apogeu. Dar nu ajunge dintr-o dată o credință mare, ea va crește în mod constant, prin încercările. Vedeți și în seara aceasta atâtea mesaje care ne-au vorbit de tot felul de încercări. Noi nici nu realizăm, dar ce bine că Domnul nu ne spune dintr-o dată toate lucrurile și evenimentele care vor veni spre noi, că suntem prea slabi. Dar așa treptat El totuși pregătește pe ei lui și ne întărește și ne spune să avem cuvântul, să avem încrederea în Dumnezeu, să avem credință. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Să fie inima îmbibată de cuvânt. Eu așa înțeleg. Din inimă, de acolo ies toate lucrurile bune sau rele. Inima este sediu, nu inima din stânga. Inima nebunului este la stânga lui, inima înțeleptului este la dreapta lui. Adormisem, dar inima înveghea. Este glasul prea iubitului meu care bate. E o vreme de ațipire, ca niciodată. Și în vremea din față, și mai mare ațipire va fi. E nemaipomenit însă să ai în inima din dreapta cuvântul, din plin. Dumnezeu îți bate și îți vorbește, fii atent. Tu trebuie să rămâi credincios, tu trebuie să nu te uiți într-o parte și în alta, numai aici, numai în cuvânt. Aici e dreptarul învățăturilor sănătoase. Aici, prin cuvânt, Dumnezeu îți modelează caracterul, viața, sufletul, faptele, atitudinea, comportamentul, tot ceea ce ține de viața veșnică. Și Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze. Credința, apoi, nu fii extremist, când într-o parte, când în alta. Când ai impresia că e plin de credință și ar muta munții și apoi plin de necredință mâine când vine încercarea. Să fii mereu același, în mod constant. E un mare lucru, spunea un mare gânditor. E un mare lucru ca un om să rămână mereu același. Și atunci când vin încercările și atunci când are bucurie, el să rămână constant. Întotdeauna văzându-L pe Dumnezeu la lucru, că El este prezent. Dumnezeu lucrează prin ordinea naturală a evenimentelor, fără să prejudicieze voința liberă a vreunui om. Noi avem o voință a fiecare. El și în seara aceasta ne vorbește. De noi depinde ziua de mâine. În continuare, luăm în inimă cuvântul care l-am auzit? Sau vrem numai să auzim lucruri noi și cuvânt nou și mesaje noi, dar noi rămânem aceiași? Noi suntem factorul decisiv care decidem și hotărâm. Și apoi nu veni numai cu pretenții, Doamne, dacă nu mă vindești, dacă. Vreau să vă spun un lucru, să nu uităm, pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. El și atunci când e o boală, el e la control, nu a pierdut Dumnezeu controlul. Dumnezeu nu poate fi luat prin surprindere de vreun eveniment. Uite, Dumnezeu nostru toate le știe și El este în controlul tuturor evenimentelor. De aceea îl binecuvântăm că El este la cârma bisericii. De aceea am ajuns 2023, biserica a rămas în picioare. Împărățiile care au fost nu mai sunt. Dar biserica a rămas și va rămâne, pentru că ea este, așa a spus Domnul Iisus, că noi suntem în mâna Lui și împreună cu Domnul noi suntem în mâna Celui Preanalt. Zice, din mâna Tatălui meu, nimeni nu ne poate smulge. El este mai mare decât toți. El e creator. E atot puternic să fii în mâna lui Dumnezeu. Casa ta, familia ta, viața ta să fie în mâna celui preanalt, nemaipomenit. Vino cu dorința însă de a asculta cuvântul și de a face voia lui. Ce frumos! Spune aici în versetul 11, acolo era o femeie stăpânită de 18 ani, de un duh de neputință, era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Mă întreb aici, oare sunt oamenii neputință? Nu mă refer neapărat la trup, la suflet. În viața lui, au lor, în viața noastră, sunt neputințe? Vreau să vă spun, când cineva este într-o stare de neputință, nu se poate el elibera singur. Când ești prins, zice aici, un duh de neputință, era gârbovă, nu putea nici de cum să-și îndrepte vorbirea, să-și îndrepte gândirea, să-și îndrepte sentimentele, faptele. Nu le poți îndrepta. Păi sunt oameni care de atâtea ori au luat hotărâri și au rămas doar la hotărâri. Nu ai pus în aplicare, în mod practic, să împlinească, pentru că nu au avut putere. Nu e suficient să iau hotărâri.
Eu trebuie să rog pe Dumnezeu să vină în ajutorul meu, pe Domnul Iisus. El l-a biruit pe cel rău, El este biruitorul. Așa spune în Apocalipsa, capitolul 1. Spune acolo, cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Avem, îmi place mult, un mântuitor viu, dar cei ce sunt ai lui, să știți că sunt vii pentru el, pentru Dumnezeu. Păi nu se poate, eu am venit ca oile mele să aibă viață. Și cum să o aibă? Din belșug, din plin. Nu să-și ducă existența după o zi pe alta, într-o stare de neputință și tot timpul văicărindu-se. Da, de unde? El vrea să avem viață din belșug. El este un mântuitor viu și vrea să fim vii și noi. Dar un al doilea lucru acolo, zice, cel mort, am fost viu și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Noi avem un mântuitor biruitor. El l-a biruit pe cel rău, noi nu-l putem birui singuri fără el. Nu cumva să încercăm fără el ceva, că e eșec absolut. Dar în momentul în care împreună cu Domnul îl rog pe el, el să meargă înaintea mea și să fie cu mine, el îmi garantează biruință. El îmi garantează biruință în gândire, în vorbire, în sentimente, în stările mele pe care le am, în relația mea pe care o am pe orizontală cu cei din jur, începând din familie, să am o relație bună. Nu se poate. Nu se poate să am o relație care nu e în ordine, pe verticală și pe orizontală, și eu să am impresia că totul e bun și să fiu amăgit cumva de vreun gând, de vreo vorbă, că totul e bine, să te duci înainte. De aceea, în această seară, nu-i prea târziu pentru noi. Nu-i prea târziu și Dumnezeu dorește să ne întoarcem la El. Un duh de neputință era gârbovă, nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o Iisus, a chemat-o și a zis, ce frumos, ce lucrare extraordinară. Cum vede și o femeie gârbovă, îndoită acolo între bănci, te vede și în casa ta și în familia ta, te vede, ce faci în fiecare zi? Vede dacă te rogi, vede dacă meditezi la Dumnezeu, îți vede vorbirea, ce fel de vorbe sunt astea între voi. Toate le vede, era amintit aici doi împărați, capitolul 4, zice, închide ușa după tine și copiii tăi. Ce frumos, închizi ușa, ușa buzelor, ușa faptelor, acțiunilor, totul sub control, totul după voia lui. Și se duce viața și se consumă și ajungi la bătrânețe, dar nu regreți. Nu regreți, te uiți în urmă și te bucuri, nu că ai fost tu ceva prin tine însuți, ci pentru că întotdeauna i-ai dat întâietate lui, l-ai estimat și l-ai respectat ca stăpân și domn. Zice, și-a întins mâinile când a văzut-o, femeie, zice, ești dezlegată de neputința ta într-o clipă. Și-a întins mâinile peste ea, îndată ea s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Vreau să mă opresc minutele scurte, câteva minute doar le amintesc, câteva lucruri de care noi trebuie neapărat și necondiționat să venim înaintea Domnului și să rugăm, dar în mod concret. Lucruri care, poate, de care suntem legați. Lucrurile acestea, să știți, pe care le voi aminti și altele, sunt în Biblie. Dacă, sigur, studiem Biblia, le vom descifra. Nu pot singur. Luăm hotărâri înaintea celui preanalt, mă angajez și din nou cad. Pentru că este nevoie de mâna celui preanalt, de prezența lui, de ajutorul lui. Un prim lucru... Era o femeie stăpânită, un om stăpânit, poate fi, de cârtire, de vorbire de rău. Să știți, cârtirea, vorbirea de rău face ravagii. E extraordinar, am spus cuiva recent, zic, dacă tu nu încerci să-l stopezi, nu numai să-i zâmbești, să-l lasă să spună vrute și nevrute, verși uscate, în dreptul altei persoane care nu este acolo. Și tu efectiv să-i întâmpini, să-i spui, uite, cu vorbe de astea la mine nu vii. Nu discutăm de o a treia persoană. Dacă e ceva să discutăm, discutăm numai despre noi doi. O, atâtea lucruri ar fi stopate, cârtirea, clevetirea, vorbirea de rău, e una și aceeași, face ravagii. Știți că Maria, sora lui Moise, s-a vorbit de rău. Și știți ce-a însemnat pentru națiunea lui Israel? Spune că 10 zile au închis-o pe Maria
cu lepra ei. Era albă, plină de lepră. Și nu ar putut înainta, pleca poporul Israel, ori bătut pasul pe loc. Ea a fost închisă și a stat acolo și poporul a stat acolo până când ea a fost eliberată. A ieșit și a fost vindecată. De multe ori o biserică locală stagnează. Și de atâtea ori sunt alții care doresc înaintarea și nu se poate. Pentru că sunt persoane care, sigur, sunt prinse, sunt legate. Și din pricina lor nu există o înaintare. Noi spunem de multe ori, Doamne, unde-s bărbații aceia de odinioară? Unde e un Petru, un Pavel? Unde sunt acei oameni nemaipomeniți prin care Domnul lucra? Dar nu ne punem întrebarea, dar unde e biserica de odinioară? Auziți ce biserică era odinioară? În timpul acela, când Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite și își proslăvea numele Lui, citim doar un verset. Spune aici, în Faptele Apostolilor, de bună oară, în capitolul 5, spune aici cuvântul foarte frumos. Citim și versetul 12 și 13. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în orot. Toți stăteau împreună în privorul lui Solomon. Și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, dar norodul îi lăuda în gura mare. Auziți ce biserică era? Curată, sfântă, temătoare de Dumnezeu. Sigur că în timp o intra rău chiar în biserica primară. Noi citim în Corinteni și în celelalte epistole. Dar atâta timp cât există standardul acesta cerut de Dumnezeu înalt, Dumnezeu nu poate să nu onoreze lucrarea pe care o fac lucrătorii Lui. Totul e direct proporțional, biserica împreună cu lucrătorii. De aceea dorim, Doamne, păzește-ne de cârtire. Doamne, dacă există cineva prins și legat, atâtea probleme am întâlnit pe parcursul anilor, 40 de ani de pastorație și în cei 40 de ani, să știți că am văzut multe familii, unde părinții vor vorbit ce se întâmplă pe unul și pe altul de rău din biserică. Vor vorbi de rău lucrătorii. Copiii, sigur, au fost cu luarea minte și la un moment dat s-au îndepărtat. Și când s-au desconspirat ei pe ei și ei au auzit, parcă te-ai îngrozit de cârtire. Apoi un al doilea lucru, oameni care sunt legați de nemulțumire. Uneori și de partea, în primul rând, de partea materială, nemulțumiți. Ce frumos zice Biblia, mulțumiți-vă cu ce aveți. Cine aduce jertfă lui Dumnezeu ca mulțumire, acela mă proslăvește. Auziți, cine îl proslăvește pe Dumnezeu? Mulțumirea e un lucru mare. Să te bucuri de ceea ce ți-a dăruit Dumnezeu. Starea de nemulțumire aduce stări tensionate și probleme la nivelul familiilor. Să-L chem pe Dumnezeu, dacă e ceva să fiu nemulțumit, îți nemulțumit cu starea mea spirituală. Și mă rog lui Dumnezeu ca Domnul să mă ajute să cresc eu, să pot eu răbda, să pot eu iubi și așa mai departe. Apoi un al treilea lucru de neascultare. Oameni legați, nu se pot elibera de neascultare. Zice, cine aduce ca jertfă ascultarea? Ascultarea face mai mult decât jertfele. Mulțumirea, ascultarea, extraordinare, astea legate una de cealaltă. E mare lucru. Dar o ascultare la timp, nu ne la timp, o ascultare care nu e la timp, e echivalentă cu o neascultare. Atunci când trebuie să ascult, atunci ascult. Și atunci se împlinesc cuvântul Lui. Ce frumos, ascultarea. Apoi necredința, prinși de necredință. Credința e un lucru mare, cel mai mare. De la credință e terenul de unde cresc toate virtuțile. Să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de toți oamenii. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri în el este orb. Umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Astfel, dar, fraților, întăriți-vă chemarea și alegerea voastră, căci în chipul acesta nu veți aluneca niciodată. Vreau să nu uităm, noi suntem chemați?
Apostolul Pavel spune, fraților, nu cred că l-am apucat încă. Dar fac un lucru, uit ce este în urma mea și mă arunc spre ce este înainte. Să nu ne comportăm ca unii care deja l-am apucat. Nu cumva, e o luptă. Și lupta trebuie dusă până la capăt, până la sfârșit. Apoi, un alt lucru, oameni prinși de nepăsare. Nepăsare de ceea ce se întâmplă la nivelul bisericii. Nepăsare de lucrarea Domnului, nepăsare de cuvânt, de tot ceea ce este în jurul nostru din punct de vedere spiritual. Nepăsarea e un mare păcat. Zice, iată care era păcatul sorei tale Sodoma. Era îngânfată, trăia în păcat și multe pofte nesăbuite. Zice, și printre altele, și într-o nepăsare totală, mare. Nepăsarea e un păcat, să știți. Îi părtășie, îi rugăciune. Pomul lui Dumnezeu e interesat tot timpul. Unde e rugăciune? Când e rugăciunea? Păi nu lipsesc. Vreau să fiu întotdeauna acolo, la timp. Și Domnul este Cel ce vede. Apoi, oameni legați de mânie. Căci mânia omului nu lucrează neprienirea lui Dumnezeu. De mânie. Apoi de minciună. Mai le pun și pe categorii. Minciuni mari, minciuni mici. Minciuna este minciună. Și oricine trăiește în minciună, așa spune Biblia, oricine trăiește în minciună, Dumnezeu să ne păzească de aceste lucruri. El vrea eu să-mi dau silințele, să-L chem și El vine în ajutor, dar să-L chem cu lacrimi. Știți că Biblia spune, ferice de cei ce plâng, nu de cei ce râd. Ferice de cei ce plâng, a lor este împărăția, ei vor fi mângâiați în ziua aceea, El le va șterge lacrimile. Zice Biblia în Psalmul 56, printre altele, El numără pașii vieții noastre de pribeag, pune în lacrimile în burduful tău, dacă sunt. Domnul le va strânge și El are o răsplătire, plata-i cu El și răsplătirile merg înaintea Lui. Apoi, un alt lucru și cu asta închei, că timpul s-a scurs, de lăcomie, oameni prinși de lăcomie, nu pot scăpa de lăcomie. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Printre altele, lăcomia e pusă, auziți, zice, astfel de lucruri nu trebuie să fie amintite între voi, pomenite. Lăcomia de avere și curvia, alături de curvie, adulterul. E pusă lăcomia. Lăcomia ce are altul să am și eu și așa mai departe. Mare lucru, încă o dată, să fii un om mulțumit, să-L ai pe Dumnezeu și să trăiești cu El. Eu doresc în final, Doamne, binecuvântă biserica din Kitchener. Mă bucur pentru dumneavoastră și vă spun sincer că în seara aceasta m-am bucurat la părtășie. M-am bucurat de prezența Domnului, de cuvântul Lui, de rugăciunile care au fost înălțate, de cuvântul fraților. Doresc în continuare, Domnul să vă umple de putere. Să vă umple de Duhul Lui, dar cu o râvnă. Aia nu înseamnă că nu mai avem carențe în viața noastră și lucruri care trebuie să eliminate. Vedeți frumusețea, știți care este? Domnul nu vine niciodată să ne laude, să ne scoată în evidență. Păi în fiecare, încă niciunul n-am ajuns la apogeu. În viața noastră încă sunt lucruri care trebuie corectate, îndreptate. Și Domnul acolo vrea să lucreze, pune degetul pe rană și El vrea să-i aparținem în totalitate, așa încât în ziua aceea să ne putem întâlni cu El. Doamne, ajută-ne în ziua aceea niciunul să nu lipsim la numărătoare, ci toți împreună cu familie și cu cei dragi ai lor să ajungem în împărăția Ta. Amin.